Salut și bine v-am regăsit la un nou episod, dați-mi voie 2 secunde, un nou episod de Minecraft astăzi. De ce fac asta? N-am trebuit să fac, e ok. Astăzi ne jucăm din nou Minecraft, lumea lui Alex, nu uitați fraților să apăsați butonul de like dacă mai vreți episod în continuare. Hai să punem și primul abonat pe perete, astăzi vom discuta un pic pentru că m-am decis să pun moduri în joc. Nu foarte multe, sunt vreo 4 moduri sau 5, nu știu exact. Stați 2 secunde, uitați moduri, pe exemplu, care să mă ajute să organizez astea și tot felul. O să vă arăt eu imediat. 2 secunde, dați-mi să punem abonatul săptămânii, fapt abonatul episodului pe perete. Desigur, fraților, dacă vreți și voi să apăreți pe peretele, abonați-vă, dacă vă zic imediat, stați. Ah, lol, avem asta aici. Deci punem un sign pentru că punem un abonat astăzi. Deci primul abonat care a apărut a fost Junkie, iar eu trebuie să văd acum cine este următorul abonat, pentru că pe următorul nu-l știu. Încă nu știu exact cine va apărea astăzi pe perete. O să vă arăt și de ce am pus moduri Minecraft 1, pentru că vreau să fac chestia de ziua vreme, pentru că mi-e la dor de Minecraft-ul cu moduri și toate chestiile astea. 2 secunde, dați-mi vă rog frumos. Uite și episodul. Acum alegem random totul. Abonatul 676 de like-uri. Mulțumim mult de tot pentru clipul următor. Trecut chiar s-au strâns multe like-uri. Abonatul este, de fapt, abonatul care va apărea astăzi pe perete este SKZ Marian. SKZ Marian. Bun, deci tu ai fost ales astăzi să apar pe perete SKZ Marian. Fix așa este scris numele, așa te și trec. SKZ Marian, bine ai venit pe peretele abonaților, bine ai venit în lumea mea. Sper din tot sufletul să fie ok și să fii fericit că ai apărut pe perete. Nu uitați, fraților, dacă vreți, apăsați și voi butonul de like, să strângem și noi la clipul ăsta peste 600 de like-uri ca la clipul trecut, ceea ce a fost super super tare. Și să promit că postez, o să promit că o să postez zilnic seria asta, cel puțin. Asta voi încerca. Dar oricum îmi place mult susținerea de la serie, pentru că și mie îmi și place mult Minecraft-ul și chiar mă distrez, mai ales când văd că voi chiar apreciați seria. Și hai să vorbim un pic despre moduri. Am adăugat în primul rând un mod care îmi permite mie să am o hartă și să îmi pun waypoint-uri din astea, vezi, punctul ăsta. Eu așa pot să depistez casa cum vreau eu și mai pentru încă o chestie am făcut asta, o să vă și arăt. Am băgat aici Just Enough Inventory Mode. Desigur, pentru că avem nevoie să vedem rețetele. O să vă și arăt 2 secunde. Da, văd că nu are. Ba da, are. Ia. Open the așa, open item 35. Nu, autorefill, nu asta vreau. Inventory in chest setting. Mă rog, nu asta mă interesează. Bun, intrăm până în Nether și vă arăt că pot, de exemplu, să-mi pun și un waypoint la portal, ceea ce what the fuck, era mai de aproape sub mirless. Da, un pic lag aici. N-am pus Optifine-ul, ceea ce cred că o să fac în episodul următor, pentru că e oarecum un lag. Și punem un waypoint aici. Suntem în Nether, o să numim portal. Hai să numim cu portal. O să-i punem culoarea verde ca să observăm ceea ce este aici. Și vrem acum să apăsăm pe save și o să avem, uitați aici, waypoint-ul portal pentru a îl putea găsi. Pentru că știți ce am găsit? Am găsit o fucking fortăreață la care vreau să mergem în episodul următor, cred că. Am găsit o fortăreață, fraților, și vreau să mergem la ea, dar nu vreau să mă pierd de portal. Chiar nu vreau să se întâmple chestia. Se pare că în lumea noastră s-a făcut noapte. Wow, ce rapid am mâncat. Și am adăugat câteva moduri șmechere, zic eu. O să vă prezint eu imediat despre ce este vorba. Nici nu știu exact foarte bine. Totem of Undying, ăsta e Minecraft pe bune, gen, chiar e? Și s-au băgat chestiile astea, nu știu de unde, din Forestry. E modul ăsta șmecher Forestry, fiți atenți. Și s-au băgat niște backpack-uri, din câte am înțeles. Ceea ce mi se pare genial, pentru că putem să folosim aceste backpack-uri. Uitați, de exemplu, și mie mi-arată rețetele cum se craftează, ceea ce este foarte, foarte tare. Și, practic, am nevoie doar de wool. Work table, am nevoie, dar cred că trebuie să o fac în work table. Merge făcută în amândouă, asta îmi spune. Ok, și avem ăsta. Deci trebuie să facem chestul ăsta. Deci am nevoie, dar astea de unde pana mea fac rost? A lime, deci am nevoie de un stained glass. E un glass, frate, am glass. Dar ăsta de unde fac rost de el? Ăsta se face greu, îmi trebuie un carpenter. Deci și pentru carpenter am nevoie de bronz. Deci trebuie să mergem la minat dacă vrem să facem chestia aia. Deci mă interesează să fac chestia aia, v-am zis, pentru că o să pot să-mi fac un backpack, fraților, și o să pot să țin mai multe iteme cu mine. Practic eu de ce am instalat modurile astea, pentru că sunt de părere că Minecraft-ul are nevoie de mai multe chestii, Minecraft-ul vanilla. Și dacă nu le are, m-am decis să le pun eu, știți? Adică de ce nu?
Plus că mă ține 200 de frame-uri acum, ceea ce este foarte, foarte bine. Bun, hai acum să mergem și la mina. Deci avem acum waypoint-ul pus, n-avem de ce să ne temem. Eu zic să ne mai luăm niște mâncare în schimb. Asta cred că nu mergem și ăștia, morcovii ăștia. Sau au crescut aici morcovii mei? Nu, n-au crescut sub nicio formă, sunt chiar departe de a crește. Și mergem la minat, acum că avem și noi waypoint și știm unde ne este casa, nu mai există vreo posibilitate de a ne pierde. Sunt super fericit pentru chestia asta. N-am prea mult lemn. Da, mă rog, am destul cât pentru a face ceea ce vreau. Stați așa, uite, așa, bun. Când am nevoie eu de hoe. Și acum, hai mă, te omor. Hai mă, hai. Hai mă, hai. Hai mă, hai. Hai mă, hai, mort. Mi-a dat și mie o perlă? Mi-a dat și mie o perlă? Parcă am o perlă parcă de la alt ăsta, Enderman. Uite, asta nu mi-a dat. Și am un ghast ieri pentru că am murit un ghast. Dar m-am ținut să fă nasul cu mine. Am nasul fundat. Oarecum a trecut răceala. Dar tot a rămas. Vedeți pe hartă. Asta îmi place, că vedeți pe hartă. Vedeți acolo sus? Stai să văd să nu ocup eu harta. Da, nu o ocup. Voi puteți observa pe hartă și... și casa. Și absolut tot. Ce e fain rău. Și acum, ceea ce îmi place mie foarte tare, deci ideea asta îmi place foarte, foarte mult. Bun, întâi trebuie să găsim o mină. O să punem și un waypoint pentru o mină șmecheră. Găsisem eu o mină mai de mult, doar că am pierdut-o. Ei bine, și acum nu o să mai trăim cu problema asta, pentru că o să pot pune waypoint, să știm tot timpul unde este mina pe care o găsim. Și chestia cea mai tare este că mie mi-arată casa mea și printre blocuri, fraților, și chestia asta este genială, deci... v-am zis, vă trebuie moduri Minecraft. Vanilla-ul este destul de slab făcut. Și dacă vreți să vă ușurați oarecum viața și să puteți să faceți mai multe chestii, pentru că eu mă limitez la asta în apropierea casei pentru a nu o pierde. Când n-am modul ăsta, de exemplu, să pot să văd unde mi-e casa, etc. Și acum că l-am, nu mă mai limitez la nimic și pot să mă duc să explorez absolut când vreau eu. Ceea ce îmi place. Vezi, casa mea este la 159 de metri în direcția aceea și avem niște diamante! Chestia asta știți, mai știți povestea că, na, am pus chestia aia ca să se găsească relativ mai ușor diamante. Dar, surprinzător că le-am găsit aici, oricum, avem destul de diamante și se pare că am găsit o peșteră. Hai să vedem dacă este o peșteră mare sau nu. Da, este o peșteră relativ mare, trebuie să vedem ce ne rezervă această peșteră. Hai să punem și waypoint aici. O să punem, uite aici, peșteră. Peste ră. Ok, și o să facem asta cu un roz, așa, save. Foarte bine, bun, avem și peștera acum, suntem cei mai barosani. Mi-ar fi trebuit o găleașcă cu apă, dar n-am... Pot să sar acolo, cred. Hai că fac asta mai bine, de ce să nu fac asta? Chiar cred că ar fi o idee bună. Dar pot să sar și aici, pentru că am văzut niște diamante și aș vrea să le culeg. Și vreau să găsim neapărat și noi un chestia aia de care v-am spus, de care... Mă rog. Chestia aia, ce-mi trebuia, mă, bronz? Stai, nu. Stai așa, nu mai știu ce era la bronz, parcă... Pana mea. Ia stai așa, B? Nu, A. Deci, PE. Și-mi trebuie backpack. Ăsta. Deci îmi trebuie bronz. Mă mâncă nasul. Deci eu fără bronz nu fac absolut nimic. Deci hai să căutăm bronz, ce pot să zic. Bine, o să facem chestia asta imediat. Acum vreau să mă ocup și de culesul acestor diamante, pentru că totuși sunt destul de importante. Sunt niște unelte sacre. V-am și zis că eu vreau să fac un de asta o serie cu un resource pe modat. Dar ăsta nu e chiar un modat, pentru că am 3 moduri sau 4 și astea sunt mai mult de ajutor, așa, nu sunt moduri complexe sau decât forestry care mă ajută. L-am luat pentru că am văzut care backpacks și de în rez nu. Bun, cred că putem să coborâm. Acolo e casa, acolo e un alt diamant. Sau, mă rog. Ok, se pare că am căzut cum trebuie. O să mănânc și eu ăsta să mă regenerez. Și am văzut niște... Hai să luăm fierul. Că parcă am rămas oarecum fără fier acasă și... Chestia asta e nașpa. Hai să-i bat pe ăștia repede. Că ei sunt slabi rău. N-au cum să se pună ei cu mine. Bă, că mi-a dropat un os, ceea ce e ok. Și ceea ce mă interesează... Îmi trec call-ul. Asta vreau să caut acum, pentru că vreau să fac torțe. Vedeți și voi că nu prea se, adică vedeți și voi, da. Nu prea se vede bine pe aici și... Și ne cam trebuie niște torțe. 8 torțe, 8 de astea. Și am făcut 32 de torțe. Foarte, foarte bine. Acum putem să vedem pe unde mergem. Ha! Nu, nu exploda, nu exploda, nu exploda, nu exploda. Ok, bun, am spart la final.
Deci cu 72, fraților, atât de greu mare unde asta, un creeper. Ce e aici? Da. Nu știu pe unde că putem găsi bronzul. Asta e problema mea. Nu știu dacă se poate găsi lumea asta. Asta e altă curiozitate. A trebuit să se găsească, adică eu am folosit o lumea mea doar că am băgat modurile, știți? N-am făcut cine știe ce filozofie. Dar eu cred că ar trebui să se găsească bronzul prin mină. Nu știu, așa zic, că n-ar avea sens să nu se găsească, nu știu. Este așa. Cum pot să-mi văd waypoint-urile? Că am uitat să fac, am uitat chestia asta. Aveam... Nu, mă rog. Dar vreau să schimb culoarea alea de acasă, mi se pare nașpa. Hop. Let's go. Hai să mergem în partea asta. Nu prea mă prind de o chestie. Hai mă, treci pe aici. Opa, opa, opa. Hopa, 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 treci înapoi. Stinge-te. hai că facem așa. Nu știu ce nu m-am gândit la asta mai devreme, dar... Uite, perfect. Perfect, zic eu. Perfect. Ok. Căutăm bronz noi. Oh my gosh. Deși eu nu găsim. Bine că găsesc diamante, frate, și nu mai am nevoie de diamante, dar am nevoie de bronz. Și văd că bronzul ăsta nu se găsește, vreau să-mi fac backpack pentru a putea călători mai ușor. Să nu mai am probleme de inventar, că deci voi se umple așa de ușor și nu e ok chestia asta. Da. Și mai aveam o chestie, mai parcă am luat modul ăla, nu cred că l-am luat, nu mai știu. Un mod care m-a ajutat pentru gen, dacă mi se, uite, să zicem că vreau să dau într-un lemn, uite să zicem că e lemn aici și vreau să dau așa, el ar trebui să-mi schimbe automat la topor, dar bă că nu merge. Ceea ce e ciudat, nu știu, așa, nu știu dacă l-am luat, cred că nu l-am luat, asta e chestia. Există posibilitatea asta și chiar cred în ea. Dar vedeți și voi, nu găsesc bronzul. De care eu chiar am nevoie, pentru că... Ok, pe aici nimic. Chiar am nevoie de bronz eu. O să fac neapărat backpack-ul ăla. Backpack your life. Hai să vedem pe aici. Eu știu. Putem încerca. Da. Luăm diamantele măcar. Câte avem? Hai că am făcut rost de diamante în gârlă. Pot să fac blocuri. Da, chiar pot să fac blocuri. De ce nu aș face blocuri? Așa, foarte multe diamante, foarte multe chestii, dar se pare că bronzul nu este pe aici. Ceea ce nu e neapărat o tragedie, dar cât am fost efficiency 3 de aia, de aia merge așa repede. Mă, sparge foarte repede topul, pickaxe-ul ăsta e prea bun. Da, deci se pare că nu găsim bronz, o să trească să ne întoarcem acasă. O să trească să verific eu dacă se poate găsi bronz pe această, în această lume sau cel puțin, nu știu, să îmi iau eu mai mult din timpul meu și să caut pe o off-camera, pentru că nu pot să stau în camera tot episodul să caut bronzul ăsta. Deja filmăm de 13 minute și în mod normal acum aș fi închis episodul, dar vreau să mai fac o chestie acasă. O să vă arăt imediat. Am urcă. Bun, măcar am găsit peștera asta, nu știu. Nu e chiar o mină, asta e nașpa, da? Că într-o mină cred că aveam mai mare șansă să găsesc ceea ce căutam. Așa, nu, se pare că nu prea. Da, hai să punem dirt. Și poate și pe aici. Hop. Hop, hop. Hop. Ok. Hai măcar că am găsit ieșirea. Uite și niște diamante. Doi câte diamante am găsit. Bun, am ajuns acasă. Mă rog, sus de fapt. Și dați fața. Vedeți? De aici văd casa. Oh, altă peșteră. Interesant. Nu e aceeași. Vedeți, eu văd casa. Și n-ai cum să te pierzi. Asta este genial. Pentru că altfel n-aș fi avut nicio șansă să găsesc casa. Sincer. E chestia aia până în cer. N-ai cum să pierzi casa. La câți metri sunt? La 100 de metri, sunt destul de aproape. Ajung în un minut maxim în realitate. Adică, și ce să zic, e ok faza că am instalat modurile, chiar aveam nevoie, v-am spus. Nu ai cum, uite, uite astea, de când vreau să iau pe niște, dar nu i-am mai luat. Și acum, e ok că am găsit, hai să mergem să-i luăm. Nu mai simt pierdut, de fiecare dată când căutam sau vreau să explorez sau chestii din astea, mă simțeam așa pierdut, vă jur. Pentru că nu știam unde fucking hell mi-e casa și stăteam atâta timp până căutam și așa nu mai mă doare cap, o să instale și Optifine, se numește totul mai smooth. Mai smoothly.
Pentru că ăsta trebuie să fie pe V-Sync, dar că noi n-am V-Sync, nu știu de ce chestia asta, nu știu asta. Și casa mea uriașă care se vede de din colțul celălalt al hărții. Hai că am ajuns. Bun, și urcarea pe unde? Care e urcarea în casă, că nu mai știu. Cred că e asta, nu? Da. Așa. Deci, am ajuns acasă. Acum vreau să văd dacă pot să schimb waypoint-ul ăsta. Să văd dacă merge. Nu, cred că merge. Încercăm. Pentru că nu-mi place culoarea. Nu pot distinde foarte ușor. Ia să vedem. B. New waypoint. Nu, îl vreau pe ăla. V, cred. Nu. N. C. X. Z. Q-Shat. F. Nu, F. G. G, nu. H. J. J, da, uite-l. Și gen, waypoint-ul ăsta, hai. UI theme. Ăsta. Ah, uite, casa mea. Edit, schimbă culoarea cu albastru. Hai. Mai ușor de văzut, mai vizibil. Da, mai easy acum să observ și eu waypoint-ul. Da, foarte ok. E mult mai ok cu cu moduri. O să vedeți că o să fie mult mai frumos. Nu prea am apucat să facem mult episodul ăsta, mai ales vreau să găsesc și eu chestiile alea. Îmi trebuiau neapărat, îmi trebuia Iron, cum se cheamă, stai că am uitat. Oricum vedeți și voi că nu e așa ușor. Dar oare să fac un de ăsta mic? A, pot! Pot unul mic cu 15 sloturi. Sau unul cu 45, oare pot? Deci pot unul din ăsta, din acesta cu 15 sloturi foarte, foarte ușor. Interesting. Îmi trebuie lână. Mă rog. Și mai este și ăsta de 45, dar tot îmi trebuie acest carpenter. Și pentru acest carpenter avem nevoie de bronz pe care îl facem din cupăr și tin. Deci eu trebuie să găsesc alte chestii. Cupăr și tin. Ok, interesant. Ați văzut că nu am găsit absolut nimic. Mie să nu se poate găsi pe lumea asta, dar eu o să mă chinui. Deci, hai să facem un... Pardon. Hai să facem un backpack din ăsta micuț. Deci îmi trebuie string, ori piatră, ori bone, un chest și wool. Da, hai să vedem. Avem wool? Nu știu dacă am wool, asta e chestia. What the fuck, n-am wool, fii atent. Fiți atenți că nu știu dacă am wool. La 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 la. Ha, n-am wool. Da. Mă rog, facem episodul următor. Vreau să vă mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost Alex și ne vom revedea la viitoare. Pa, pa.